Uh, hai să vedem. Îmi uh, spuneți voi, da? Cum sunt despărțite cuvintele? Varianta D. Varianta D, da? Internet, punct. este în cât, da? Grupul acela de care știm. Uh, sunt corect despărțite în silabe cuvintele București. A, da. Aici nu avem ce întrebare să punem. Aici este accentul e marcat prin literă mare. Pe primul l-am mai avut și acum niște exerciții de curând. Este sever, da? Musaca, da și tremur, adică varianta A. Dacă m-aș fi gândit, nu prea știam cum, le luam invers, pot să spun sever, nu, sever este un nume, da, e un uh, substantiv propriu, dar în sfârșit nu era scris cu literă mare, deci nu este substantivul propriu uh, Musaca, nu zic Musaka. da, și uh, nici tremur, da, le-am pronunțat invers, da, și vedeți că nu sună românește, deci pur și simplu le pronunțați cât mai firesc posibil și o să le găsiți, nu sunt cuvinte grele toate cuvintele sunt corect accentuate. Ia să vedem. Cum e? Duminică, 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 pe primul i, apoi e fenomen, pe e, fenomen, și apoi este grena, da? Grena, lila, musaca, da? Deci e duminică, fenomen și grena, e ceul. Atenție la cuvântul taxi. Uh, e uh, corect taxi, dar Nu e ca în engleză taxi, da? Și cu accentul pe A, e taxi, pe ultimul I, colibri, da? Uh, aici uh, sunt corect despărțite în silabe, dar sunt și două cuvinte scrise greșit, acest creiat nu se scrie cu I, dar voi ați fi știut. Uh, deci oricum pic uh, uh, ce, au și d -ul. care rămân? B-ul, da? Uh, observați că sunt simple, de sunt convinsă că o să faceți foarte bine. Aici, tot așa, accentuare, zic traumă, nu, zic traumă, spusă și pluton sau pluton? Pluton, da? Vedeți, dacă îl pronunți invers, vă dați seama că nu-i bine, deci este B-ul, da? Cred că le-am pus bine. Mai departe, numai vocabular fundamental găsim în Seria? Ce? C. 10, pui și mamă, da? Pentru că e un numeral, un grad de rudenie, da? Pui, un... cuvinte foarte des folosite, da? Și cunoscute de, la... de copii foarte mici, de exemplu. Așa vă explicam să le țineți minte. Braț, să vedem ce sens are. Sens figurat în, varianta a doua. în varianta a doua, un braț de culor. Ce sens are în brațul copilului? propriu de bază, are un tatuaj pe braț, el la fel, și brațul macaralei, secundar. De tot propriu, dar secundar. Cele proprii se mai numesc denotative, cele figurate se mai numesc conotative. Da? Dacă întâlniți denumirea, să știți. Din masa vocabularului, da? Arhaizme, neologisme, regionalisme, termeni tehnici, argou, jargon, pătlăgică, psihologie și sodiu, sigur că da. Se formează cu prefixul in, cuvântul inabil. inabil. da, pentru că am cuvântul de bază abil cu prefixul in, da? Restul nu am, că nu pot să spun in cu prefixul in de la erție. Nu există așa ceva, da? Sunt derivate cu prefixe cuvintele. C. A predefini în nobilaj, observați că sunt doi n și adez Rădăcina, da? A, compunere. Varianta a. Gura leului, baia mare și a cuvânta. Cum sunt formate? Prin ce fel de compunere? Prima prin subordonare. Subordonare. Toate trei sunt prin subordonare. Da? Ce fel de baie mare... Cum a cuvântat? Bine, da? Cumva așa. Aici la B nu e norișor, da? Aici nu este nici arbitru, nu este nici doime, da? Căluț nu este. E derivare. Se formează cu sufixul tor. Zburător, Zburător de la a zbura cu sufixul tor, da? Derivate cu sufixe toate cuvintele din seria. A. Dirijor, de la dirija, zidar, de la zid și muncitor, de la a munci. E, și a munci este și el derivat cu sufixul I de la substantivul muncă. Da? O familie lexicală. Ce? Lăptic, lăptos. Și lăptar, că au legătură cu laptele, da? S derivate de la lapte. Aici nu este lapți, în celălalt nu este lapsus, aici nu este lapis care este, se folosește în prepararea vopselei, da? N-are nicio treabă cu laptele. Fiecare copil admiră frumosul din natura încântătoare. Ce cuvinte prin conversiune avem aici? Fiecare, da? Și vă amintiți discuția că aici ultimul um, procedeu este conversiune Și e formal la rândul său prin compunere după aceea, dar e conversiune, adjectiv pronominal nehotărât Și mai am frumosul, da? Este uh, substantiv din adjectiv cu um, um, articol, da? Deci sunt două uh, Trebuie să închid aici Mai departe Sensul corect pentru indolent? Lâge. Leneș. și care este paronimul lui? Insolent. insolent. Și ce înseamnă insolent? Braznic. Obraznic, da. Bravo. Toate cuvintele sunt corect scrise. Da, știți, cele provenite din engleză se scriu ca în engleză, da? Jeep. Dacă vreau să spun jeep-ul, le cu cratimă sau fără cratimă? fără cratimă. Dar șăul? Cu, cratim. Cu cratimă, da? Știți regula. Șău, uh, una scriu, alta aud și atunci pun cratimă. Da? La jeep aud și scriu la fel. A aboli e corect, corect, utilizat în enunțul. Legea a fost abolită, da? Nu rufele. <laughs> da. Uh, energofag. Da? Ce înseamnă? Cum este format acest cuvânt? Prin compunere savantă, da? Fag este un sufixoid. Și ce înseamnă energofag? Iubitor. Nu. Fil iubitor. e iubitor. Energofag care mănâncă, da? Consumă. Consumator de energie, da? Care sunt sinonimele potrivite expresiei om de caracter? Corect și integru. Corect, integru, da? Aici nu greșiți decât dacă nu sunteți atenți, altfel puteți să luați 10 și aștept note de 10 pentru că le și meritați, că ați și muncit foarte mult. Robust. Ia să vedem. Varianta A. Varianta A. Da? Atenție că vă cere antonimul da? pentru robust. Robust înseamnă puternic, da? antonimul delicat. Sunt sinonime, inopinat, vedeți, nu e inopinant, este inopinat, da? Uh, și uh, sinonim cu neașteptat. În rez n-am ce să vă întreb de aici. Enunțul care conține un pleonazm. În B. Accident. În B. Accidentul nu poate să fie decât neprevăzut. Da? Mai departe. Antonime sunt cuvintele? Ce? Ce? Uh, stupid ce? și inteligent, da. Dependență, dependință? Paronime. Paronime. Dependență știți și dependință ce înseamnă? O dependință este o clădire alăturată, da? Uh, elastic, flexibil? Nu. No. Uh, a face ochi? A cocheta. Nu. A se, trezi. a se trezi. A face ochi dulci. Cuiva înseamnă a cocheta, știi? A flirta. Înțelegi? A face cu ochiul era a clipi. Da? Și a face un ochi, da? Înseamnă a prăji un ochi, dar aici nu era expresie, da? A, delicatețe. Paronimul. Delicatețe, delicatese, da? Icrele negre sunt considerate delicatese. Uh, omonime. Care sunt omonime aici? Roman, bancă și icon. Roman, uh, specie literară și roman, da? Uh, din Roma, da? Din Roma antică. Uh, bancă, bancă de unde împrumut bani și bancă pe care stau în parc și Bob bob de fasole, bob sanie, da? Uh, îmi spuneți și mie bob, ce fel de omonim este? Parțial, da? Pentru că la plural am bobi, boabe, boburi, da? Bob știți unde apare? A dat în bobi, da? A ghicit. Și bancă este total, da? Pentru că bănci spunem și la cele din parc și uh, la cele la care uh, ținem banii. Perechea de paronime, care este? A. A. Ce înseamnă virtuos? Ce înseamnă cu S? Ce înseamnă virtuos? Virtuos. Om virtuos. Cu multe... Virtuos al pianului? A, cu Z e virtuos al pianului. Cu S este un om cu multe calități. Și z cu z este uh, un foarte bun interpret. De exemplu, există un virtuoz al pianului, da? da? Paronime. Aici e ușor. În B. În B. Ce sunt sare substantiv și sare verb? Omonime. De care omonime? A, așa, sunt părți de vorbire diferite. Anost și captivant. Antonime. Antonime. Uh, în seria formată din, și aici era o virgulă, uh, în sfârșit, câte părți de vorbire flexibile avem? Ce e ale? Articol. Articol, da? Articol genitival. Articolul este parte de vorbire flexibilă. Zboară, e verb și e flexibilă este o prepoziție e neflexibilă, că este conjuncție da, neflexibilă, tu e pronume personal flexibilă și au este o interjecție tot neflexibilă. Deci ne-au ieșit trei dacă am numărat eu bine, da? Uh. Cuvântul care corespunde explicației, ansamblu de 10 reguli importante. Decalog. Decalog. Da? Ce înseamnă decatlon, în afară de magazinul de la care cumpărăm noi produse sportive? Ce înseamnă decatlon? O probă sportivă, da? Așa, destinată băieților de obicei, care conține 10 probe diferite de atletism, de, da? Deci e o probă sportivă. Uh, pleonazmul. Uh, contrabandă, ilegală. Vedeți că nici măcar nu sunt uh, uh, pleonasme de care, sau cuvinte pe, de care să nu prea fi auzit. Da? Sunt cuvinte care tot apar în teste. Le știți. Sunt polisemantice toate cuvintele. Ultima, da? Ochi, aripă și asări, da? De exemplu, carbon, chimie, clorofilă, izotrop. Semantici. Sunt monosemantice pentru că sunt termeni tehnici și da? științifici. Aceștia sunt monosemantici. Uh, să faceți diferența între monosemantic și monosilabic. Sunt că știți ce înseamnă, numai că de stres s-ar putea să nu fiți atenți. Da? Monosilabic se referă la silabe, monosemantic se referă la sens. Da? Am sesizat că ți-ai dori să câștigi competiția. Verbele sunt în ordine la modurile. Am sesizat. Indicativ perfect compus. Indicativ perfect compus, ai dori. Uh, da, să nu confundați cu ai dorit, da? Pentru că ai dorit este tot uh, indicativ uh, perfect compus, da? Așa, să perfect. câștigi, conjunctiv. conjunctiv. Adică este uh, da? Acum uh, mai vreau să vă spun ceva apropo de conjunctiv imperativ. De exemplu, dacă tu ai așa. Să fii cu minte, să alergi, da? să te duci repede. Aici să te duci are sens imperativ, dar el rămâne conjunctiv. Înțelegeți? Da? Deci nu este uh, imperativ. E rămâne conjunctiv pentru că îl are pe să, chiar dacă sensul este imperativ. Sunt pleonazme, se bifurcă în două. Păi da, ca se bifurca, să în două. Om, om, uh, un om de ispravă? Nu. nu. Uh, casă de piatră? Nici aici. Nici aici. O diurnă zilnică? Aici avem. avem în 1 și în patru, da? Știți că la un moment dat am pus eu o diurnă permanentă sau ceva de genul ăsta. Deci să fiți atenți, doar dacă este asociat cu zilnică, da? E pleonazm. Dacă e asociat cu altceva, nu mai e pleonazm unde este o construcție incidentă? În varianta A. În varianta A. O recunosc, că e o propoziție incidentă și o recunosc după acest verb, după zise. Da? Ce, este, ce rol au virgulele la B? Suportă, băiete drag, loviturile sorții. O construcție, putem să zicem, că nu-i doar un substantiv, e un substantiv cu adjectiv, țineți minte, băiete invocativ fără funcție, drag, este invocativ, dar cu funcție, atribut adjectival. Colegul meu, amator de filme, ce izolează aici? O apoziție, colegul meu, adică, da, uh, amator de filme, stă mult la cinema, tata, înțelegând solicitarea. Aici izolează o construcție care conține un verb la gerunziu, da? Gerunziul sau construcțiile gerunziale se despart prin virgulă de regentă, da? De, de restul enunțului, nu neapărat de regentă, de restul enunțului. Sinonimul antipatie este... Aversiune, da? are o antipatie față de cineva, o aversiune, da? Față de cineva. A fi este scris corect. Vedeți că ăsta s-a reluat și în 2018 sau 2019. Nu știu ce mai făcut noi zilele astea. Da? Fii cu minte, da? Era aproape la fel. Greșisem eu ieri, nu mai scrisesem eu de la era, da? Ca să fie incorrect. Dar e aproape același lucru. Uh, un verb la perfect simplu. Făcu, da? Făcea este la? Imperfect. făcut seră? Mai mult ca perfect. Și am făcut? Perfect compus. Dansam, văzând, descris, a învățat și va alerga. Da? Dintre ele, care sunt la moduri nepersonale? Adică infinitiv, gerunziu, participiu, supin. Dansam? E indicativ imperfect. Văzând? vă râs zând, e gerunziu, descris este supin. A învățat? Perfect. E indicativ perfect compus. Dacă era a învăța, atunci era infinitiv, da? 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 Și, da? Deci sunt două, că va alerga, e clar, da? Sunt două verbe la moduri nepersonale. În seria, a alerga și covor din lene și bravo, sunt neflexibile. Care părți de vorbire? Câte, de fapt? A alerga Treci. și din și bravo, da? Trei, și, din și bravo, conjuncție, uh, prepoziție și interjecție, da? Trei părți. Câte propoziții subordonate avem? Ia să vedem. Predicatele le număr, da? Întâi, da, îmi cere, fiți atenți, că îmi cere propoziții subordonate, da? Nu toate propozițiile. Și atunci e bine să împart ca lumea să văd despre ce e vorba. Avea s-a decis să participe. Putea, îl iau și pe începe? Nu, că e infinitiv. Cum? Să și care, da? Cum avea timp liber? 1. Studentul s-a decis 2. Să participe la acțiunea 3, care putea începe 4, da? Ia să vedem. Principala care este? 2. Prima ce este? Cauzală. cauzală. Pentru că avea timp liber, studentul s-a decis, da? E cauzală. Uh, cum? Scrieam cauzală aici. Să participe. S-a decis ceva sau s-a decis la ceva? La ceva, da? E indirectă. Regentă 2, introdusă prin să. Și ultima este atributivă. atributivă care acțiune? Deci am trei propoziții subordonate. Vă uh, voiam înainte de asta să-mi spuneți ce e cum. E, subordonatoare. e conjuncție subordonatoare. Foarte bine. Nu e adverb relativ. Pentru că aici introduce o altă circumstanțială în afară de aceea de mod care specifică lui. Da? Și atunci este conjuncție și nu are funcție sintactică. Da? Și am zis că sunt trei subordonate. Uh, numărul de subiecte exprimate. Ia să vedem. Panseluțele și crizantemele împodobesc parcul care se află în locuința pe care Mihai o vizitează cu drag, deoarece bunicii săi trăiesc acolo. În uh, întâi predicatele am zis Luăm predicatele și vedem lângă fiecare predicat Ce subiect găsim da? Împodobesc Se află Vizitează fără O, da? Vizitează și trăiesc. Am sărit peste vreuna? Nu. Care este subiectul predicatului împodobesc? Subiect multiplu. Panseluțele și crizantemele. Este subiect exprimat? Este, că e scris aici, da? Împodobesc parcul. Care se află? Care este subiectul pentru predicatul se află? Nu? Par, uh, parcul și care fac parte din propoziții diferite. Care este subiectul? Înțelegeți ce spun? Da? da? Uh, dacă trebuia, poate să împart fraza, nu? Era așa: Parcul 1, care se află lângă locuința 2, pe care Mihai o vizitează 3 deoarece bunicii săi trăiesc acolo patru. Și atunci era foarte clar că parcul și care se află, da, sunt din propoziții diferite. Care ține locul substantivului acestuia și este subiect? Este exprimat? Este, pe scris. Pe care Mihai o vizitează cu drag. Mihai, cine o vizitează? Mihai, deoarece bunicii săi trăiesc acolo bunicii, da? Era simplă, sunt patru subiecte. Haideți să vedem un pic și felul propozițiilor. Panseluțele și crizantemele împodobesc parcul. E principală. A doua de care atimătirea. Care parc, da? A treia? Tot. Tot. Care locuință pe care Mihai o vizitează și deoarece introduce doar cauzale, cauzale da? Și avem patru Subiecte. Toate substantivele au formă corectă în? Varianta 3. Ce? Da. Băcă one. da? Nu e băcă oan, da? Și ketchup e, păstrează scrierea um, din engleză. Enunțul în care substantivele sunt în cazul nominativ. Hai să le vedem un pic. Colegul este în cazul nominativ, nominativ. și caiet acuzativ, acuzativ da? Deci nu-i bun. Ce are un caiet? În oraș deja am văzut că este uh, cu prepoziție și este acuzativ și spectacole în ce caz este? Nominativ. nominativ. Piramidele sunt în Egipt, aici în, da? În uh, cere caz acuzativ. Tânărul este un candidat model. Tânărul este subiect și un candidat ce este? Nume, ambele. Nume predicativ, ambele în nominativ, da? Deci este deul. Un substantiv în dativ. În doua, cui a da? Cui? așa, foarte bine. Cui a prezentat? Directorului este în, un substantiv în dativ. Hai să vedem aici concurentului. Uh, și perseverența, în ce caz se află? Con -con -con substantival. Deci, în genitiv, că vorbeam de caz, atribut substantival și perseverența. E complement direct. Că are subiectul noi. Ce agreăm noi? Da? Perseverența. Dacă aveam, în schimb, nouă ne place perseverența, atunci perseverența era subiect. Da? Că verbul a plăcea, da? fără ne, verbul a plăcea este verb impersonal. aici am văzut ce sunt. În rest nu cred că pun probleme, da? că le știți. Deci era B-ul. A redacta. Este la diateza pasivă unde? Dați că am făcut în sfârșit, ne, cred că ne întoarcem la el: că nu o să mă lase să mă duc. Um, forma greșită. Da? E aul, Ușei. Nu există uși. Ușii, da? De unde știu? Pentru că trec la plural. Ușă, uși, uși, da? Um, mai departe. Câte articole sunt aici? Lui. Le, lui. Lui, le. Cel și un. Da? Și am patru. Forma corectă a posesivului. Prima. Prima. Sunt corect scrise adjectivele. B. Da? Cu 2U. Continu, ambigu. A, nu pot avea grade de comparație. D. Minor nu poate fi mai minor, mai total, mai mort. Ori e mort, ori nu e mort. A, nume predicativ. Un adjectiv cu funcție de nume predicativ. În ce? În ce? el rămâne înțelept. Aici este apreciat. Aprecia nu tot un nume predicativ. Ce e aici? Este e verb la diateza pasivă. Aici rămâne, e verb predicativ, rămâne acasă, se află acasă și acasă e un adverb de loc, circumstanțial de loc. Iar aici aveam un nume predicativ, acesta este un copil, da? un copil e nume predicativ, dar e prin substantiv, nu prin adjectiv. Da? De aceea rămâne corect ceul un grad la superlativ relativ. Deul. De Relativul este cu cel, ceea, cei, da? Uh, cele. Uh, cel mai curat e rela superlativ relativ de superioritate. Și dacă aveam doar mai curat, uite cum e la B, mai curat, atunci era doar comparativ. Da? Și foarte curat, extrem de curat, sunt superlative absolut. Uh, pronume personale. Care sunt aici? Ia să le vedem. Dacă am terminat această lucrare. Uh, da, dar aici este ceva care nu e bine. Această lucrare a lui, cred că ar fi fost, da? Uh, este pentru că m-a rugat dânsa. Deci, care sunt pronumele? Lui. 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 M și dânsa. Dar n-așa aceasta? E adjectiv, da? Să nu vă păcălească. Și atunci, într-adevăr, sunt trei pronume personale. Și acolo era demonstrativ, nu personal. Adjectiv, pronominal, demonstrativ, oricum, da, așa este. Un adjectiv pronominal unde apare? În prima variantă. Maria însă, și Ce fel de adjectiv este? De -întărire. de întărire. Părerea oricui, aici oricui, ce este? pronume nehotărât în genitiv, a cui părere, a oricui, da? Nu se acordă, da? Dacă era, cum aș fi putut să spun să fie adjectiv nehotărât? Oricare părere, Oricare părere. atunci era adjectiv pronominal nehotărât. De la aceasta este un pronume demonstrativ cu ce funcție? Ablement, o De la cine am primit, da? Și cine pleacă? pronume interrogativ subiect. Și cum ar fi fost să fie pronume relativ? Știi cine pleacă? Știi cine pleacă da? Mm -hmm. Cu punct sau cu semnul întrebării, cu oricum și semnul întrebării, dacă ar fi fost, era pentru ști, nu pentru um, a doua propoziție. Există atribut pronominal în varianta B. În B. Dator lui e un complement cui dator, da? Lui îi este simpatic lui, este la fel. Iar aici, casa lui Ion, ce e lui? Articol hotărât. Articol hotărât, proclitic, da? Se înțeleg acestea din complimentele adresate fiecăruia. Pronumele, nu mai zice de care, dar pronume să fie, au funcția sintactică de. Hai să le vedem. Se înțeleg acestea, aici ce funcție are? Subiect. Subiect. Acestea se înțeleg, da? Din complimentele adresate fiecăruia. Complement indirect. Cui? Adresate fiecăruia. Complement indirect, da? Aici este demonstrativ și fiecăruia este nehotărât, da? Deci e ultima variantă. În enunțul, în lumea de astăzi, adeseori oamenii renunță ușor la obiceiurile de odinioară, au funcția de complement circumstanțial, Câte adverbe? Adeseori. Așa, adeseori, dar când ușor. renunță, adeseori este de timp și ușor, ușor, de mod. Cum renunță? Ușor. De astăzi este complement? E, e atribut. Care lume? De astăzi. Și astăzi e un cuvânt compus, da? Uh, și obiceiurile de odinioară, tot așa, care obiceiuri, da? Este tot atribut adverbial, da? Deci erau doar două uh, adverbe. Uh, prepoziția care poate însoți un substantiv în acuzativ? În, da? E cea mai simplă. Uh, contra ce introduce? Ce uh, caz cere? Genitiv, înaintea? La fel. La fel și conform? Dativ. Dativ, Dativ, da? Deci, varianta corectă era în. Ziceți și voi dacă nu sunt simple, așa da, e? Adică, trebuie să aveți încredere că veți lua note mari, da? Vă duceți acolo să luați note foarte mari, că le puteți lua. Unde este corect acordul? Ioana însă își participă, e corect? Da. da. Copilul cum ar fi fost? Copil însuși, însuși. Mihaela, tu însăți și eu însămi, însă că zice fiind copilă. Atenție, v-am zis și ieri, vă mai zic o dată, atenție doar la femininele acestea, substantive sau pronume, da? În, la feminin, la dativ, fetei înseși. Da? Știți că ieri vă spuneam cu ei înseși, i-am dat cartea și zicem ei înșiși sunt uh, premianți. Vedeți diferența? Aici este de fapt un feminin la dativ cui am dat cartea? Ei, fetei, iar aici este un masculin plural. Ei, băieții înșiși. Ați înțeles? Da? Uh, raport de subordonare. Uh, te ajută bucuroasă, da, că trebuie să închid aici. Te ajută bucuroasă când ai nevoie. Pentru că apare uh, propoziția circumstanțială de timp când te ajută. Aici este, deci care realizează raport de coordonare prin jocțiune. Este vorba de uh, raport conclusiv. Se înțelege substratul și, aici și este copulativ și dar este adversativ, da? Să le țineți minte și pe astea. Uh, varianta de numeral corect scrisă. De. În D. Era 14, da? Aici cum e corect? 30 legat. legat. 150 cum e corect? 50 legat. 50 e legat. 100 și 50 un alt cuvânt. Da? Sunt corect scrise pronumele din varianta? În ce? În ce da? Vă va cere tot ce v-a mai cerut. De ce? stați da un pic. Pentru că, și acum cred că pot eu să deschid. Pentru că aici e viitor. Se scrie legat. Da? Va cere. Și aici e a cerut. Da? E verbul la perfect compus. Vouă. Înțelegeți? Vouă a cerut. De aceea se scrie dezlegat. Iar aici este viitor. Așa. Adverbul e corect folosit în enunțul. în B. Da? Aud decât, aud doar zgomot sau nu aud decât zgomot, nu mai se observă nimic. Cum e corect? Legal. Nu, nu se mai observă și nu mai vreau bomboane, e dezlegat, da? Nu mai vreau. Legat se scrie când am aici, văd numai. Legat se scrie când e sinonim cu doar. Văd numai oameni fericiți. Există raport de coordonare în C. în C pentru că apare însă, da? Însă este o conjuncție de care? Coordonatoare adversativă, dar iar însă ci. Ce fel de propoziție este aici? Locul unde s-au oprit? Atributivă. Așa, atributivă, deci nu e de loc. Eu pun întrebarea care loc? Cum a ajuns acasă? Ne-a certat. Ce e prima? Da? Când ne-a certat, imediat ce a ajuns acasă, dacă pleci în excursie, să-ți medicamentele cu tine. Condițional. Aici este condițională. Atenție un pic aici că uh, am să iei, dar eu pe să nu-l mai încercuiesc. Da, Acum l-am încercuit ca să vă atrag atenția asupra lui. Dar în frază, el nu are rol de element subordonator. Pentru că aici să are sens imperativ. Da? Când are sens imperativ, nu mai are și valoare de element de relație. Numărul atributelor. Hai să le vedem. Copiii zglobi, aleargă pe cărarea din fața școlii și transmit multă bucurie. Care sunt atributele? Zglobii, zglobi, da. La așa, atribut substantival, genitival, care cărare are? Și multă, care este un? Atribut, atribut adjectival Să-mi spuneți dacă l-aș fi scris invers Eu îl scriu acum la fel ca acolo, zglobii copii E bine tot așa? Cum era scris, doar că invers Iu ăsta de aici, da, se duce la adjectiv pentru că, adjectiv, pentru că e articol hotărât și adjectivul preia articolul de la substantiv, da? Uh, și erau, câte am găsit? Trei parcă, nu? Da. Mă gândesc să mă întâlnesc cu oamenii care știu ce s-a întâmplat în momentul când l-au exclus din comunitate. Aici trebuie să împărțim fraza, da? Să... Mă gândesc, da? Să uh, întâlnesc, da? Așa. Știu. S-a întâmplat. Au exclus. au exclus. Încercuiesc să. Care? care. Ce. Și când. Da? Mă gândesc 1. Să mă întâlnesc cu oamenii 2. Care știu 3. Ce s-a întâmplat 4. 5. Uh, și ia să vedem. Prima este principală. principală. A doua, Indirect. mă atributiv. gândesc la ceva, da? Și e indirectă. A treia, atributiv. care oameni care știu ce s-a întâmplat? Direct. Da? Și ultima, atributiv. atributivă. Vreau să vă întreb ce este ce aici. Pronume relativ, subiect. Pronume relativ, da? Că introduce o subordonată și subiect pentru că uh, uh, s-a întâmplat asta, s-a întâmplat lucrul acesta, da? Uh, deci care e varianta corectă? Indirectă, atributivă, uh, directă, atributivă. Cred că e prima, nu? Da. Din seria. Citeai, alergară, priviseră, răzvăzuși ați plecat, sunt în ordine la timpul. Citeai? imperfect. Alerga R. Ră. Asta, răm, răți, ră, sunt la perfect simplu. Și se răm, se răți, ră, sunt terminațiile de, de la mai mult ca perfect, da? Deci e perfect simplu. Privi se răți. Mai mult ca perfect. Văzuși. Perfect da? Și ați plecat? Perfect compus. Perfect compus, perfect. da? Vreau să vă mai întreb ceva. Dacă aveam și verbul scrise răți? Față de scrise se Da? Deci, verbele de conjugare a treia, la perfect simplu au un se, scrise răți. Și la mai mult ca perfect, doi, scrise se Așa că dacă aveai scrise răți, aici era... Um, perfect simplu și scrisese răți mai mult ca perfect. Aici, vedeți, am privise răți. Nu merge să spun privisese răți, că nu există, da? Și atunci, cu un singur se, e mai mult ca perfect. Uh, oricum, țineți minte că acest lucru cu dublarea seului se întâmplă doar la verbele de conjugare a treia, adică doar la acelea terminate în e la infinitiv. Uh, un predicat nominal. copilul este inteligent. Textul, testul este în manual, se află în manual, e verb predicativ, predica verbal. Lăudat, este lăudat de profesor, este verb predicativ, la diateza pasivă, predica verbal. Nu este soluție, nu există. Da? Este la fel ca la prima variantă. O propoziție dezvoltată În ce? Azi plecăm, pentru că apare azi care este un circumstanțial de timp. A, ah, și gata. Dar a rămas una pe care n-a rezolvat-o, că am trecut eu din greșeală peste ea, era una cu diateză pasivă, deci e posibil, da, să nu mi-o fi luat. Ce zice că am făcut? Și aici nouă din ea, să vedem. Unde am făcut aiurea? Da, sau e greșit aici? Uh... Grena, dar noi am zis că e pe A, dar l-am bifat eu greșit, da? Țineți minte că v-am zis Grena, Lila, că sunt accentuate pe A, l-am bifat greșit. Ia să mai vedem aici. Ne doare capul dacă ne uităm așa, da? Cred că e aia nepusă. Deci ce înseamnă dacă n-am bifat, n-am fost atentă când am bifat asta și pentru că n-au fost marcate ca lumea alea acolo. Unde mai e? Asta, da? Știți că am sărit peste ea, am dat eu din greșeală, era ver la diateza pasivă în este redactată. Da? Dar era simplă. Cred că ați fi știut-o. Și atât, cred că. Nu? N-am bifat? Chiar ultima. Nu ați bifat ultima. A, am uitat să o bifez. Uh -huh. de, dacă ai văzut-o tu înseamnă că aia... da. Nu ultima. Ba da, ultima, ultima. N-am bifat-o. Uh -huh. A, Ok, deci am uh, mai rezolvat un test. Noi cu totul am reușit să rezolvăm trei teste de la ANP. Cred că 2019, 2018, 2017. V-am zis că l am lăsat pe 2020, cum am gândit că las că am făcut. Și oricum cred că era mai mic, nu? 2020. Da, și de -și, de -și, de -și. A, așa, da. Um, Să-mi spuneți dacă voi mai aveți ceva să, să, mă mai întrebați, ați mai găsit voi ceva așa ce n-ați știut. Dacă nu vă las în pace să vă, să vă, relaxați, să vă... Da, nu mai învățați nimic în seara asta, nu mai învățați nici mâine dimineață, că de știut știți, vă duceți cu, cu mult curaj, da? Uh, sunt convinsă că o să aveți rezultate bune, că pe cei care sunteți aici uh, acum prezenți, cei care dați la ANP, sunteți și cei care au fost foarte prezenți în grupuri, în, uh, deci na, știți, m-ați convins că știți, da? Sergiu, tu dai niște răspunsuri așa de frumoase pe, uh, pe grupuri încât ai să-mi lipsești după ce uh, intri și nu mai ai uh, <laughs> nu mai vrei să auzi de gramatică pentru că de multe ori te dai răspunsurile mai bine, la fel de bine ca și mine, da? dar nu mai trebuia să mai intervin eu și nu doar tu dar pe tine așa cum te-am te văzut aici dacă știu eu mâine vă vedeți că aveți prea multe emoții, în primul rând nu-i ascultați pe, nici pe aia care vorbesc nici din stânga, nici din dreapta vă vedeți de voi și apoi dacă într-adevăr simțiți că aveți emoții Luați-vă un 2-3-5 minute, da? Luați-vă luați că aveți timp suficient, da? Și vă uh, deconectați un pic de la tot ce e în jurul vostru și vă adunați și apoi le faceți uh, în ritmul vostru, frumos. Nu... Eu, de exemplu, le fac de obicei când aveam grile de rezolvat pe undeva. Cred că la școala de șoferi au fost uh, cele mai. <laughs> ultimele examene ultimele cu grile. Eu n-am prea dat examene cu grilă. Dar întâi aș face în locul vostru grilele itemii la care sunt foarte, foarte sigură, da? ca să prindeți un pic de curaj și apoi vă întoarceți și mai revedeți și pe ceilalți și îi faceți și pe aceia, că deja v-ați relaxat că ați văzut că știți mulți și dacă v-au rămas vreo 3-4 la care nu prea știți, aveți timp suficient să vă gândiți și să găsiți varianta corectă. Dar oricum asta este, așa aș face eu, voi faceți cum simțiți voi că funcționează pentru voi, da? asta funcționează la mine. Mai aveți voi ceva? Bine, bine. Poftim? Nu, vreau să vă mulțumesc frumos pentru vorbele frumoase. Cu mult drag, cu mult drag, da, le meritați, da, și tu, la fel, mai ales că mie mi se pare, tu, Sergiu, că ai progresat foarte mult de când ai intrat, pe, de când te știu eu, așa, de pe platformă. Da, din februari, așa. Adică puneai întrebări foarte multe, iar acum răspunzi la foarte multe întrebări, știi? De asta spun că am văzut un, un progres și așa te, te felicit. Acum, n-aș vrea să vorbesc doar despre el, pentru că da, pe el l-am avut mai des pe grup și de asta am reținut numele lui, dar în rest, cu toții ați lucrat, cu siguranță. Bun. Păi dacă nu mai aveți voi altceva și n-are rost să vă mai țin așa, să, că oricum e obositor și e târziu pentru voi, baftă multă mâine și aștept și eu să-mi trimiteți mesaje, să scrieți ori pe grup, ori îmi scrieți mie, să-mi spuneți ce ați făcut, cât ați luat, să știți că stau cu sufletul la gură și aștept rezultatele voastre. Nu-mi sunteți absolut deloc indiferent și nu-mi e absolut deloc indiferent ce rezultate aveți și așa că vă rog să-mi scrieți pentru că... Um, cum vor fi, da? Sunt convinsă că o să fie bune, da? Înscrieți ca să știu și eu ce ați făcut. Bine? Bine, vă scrie mai ales că primim rezultatele pe loc. Da, așa da, așa da. Păi da, tocmai de asta și uh, veți ști ce punctaj ați luat. Ok, atunci. Eu vă urez multă baftă. Mă gândesc la voi să vă duceți liniștiți, calm, pentru că e ușor și pentru că știți că ați învățat. Bine? Bine. bine, bine. Ceau! La revedere!